faptele minunate ale Domnului. Atunci regele a trimis să-l lase liber și stăpânitorul popoarelor l-a eliberat. L-a pus stăpân peste casa lui și stăpânitor peste toată averea lui. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut. Oricine crede în El să aibă viață veșnică. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a zis arhiereilor și mai marilor poporului: ascultați o altă parabolă. Era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis, pe altul l-au bătut cu pietre. A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă, l-a trimis pe fiul său la ei, zicându-și: de fiul meu le va fi rușine. Însă, viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: acesta este moștenitorul. Haide să-l ucidem ca să avem moștenirea lui. Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie și l-au ucis. Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori? I-au zis: pe acei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori care îi vor da roadele la timpul cuvenit. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scripturi: piatra pe care au disprețuit-o constructorii, aceasta a devenit piatra din capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roade cuvenite. Arhiereii și fariseii, auzind parabolele lui, și-au dat seama că vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțimi, pentru că ele îl considerau profeți. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, undeva în sudul Germaniei există un sat foarte frumos și cu o istorie. Se cheamă Oberammergau. Aici, în anul 1660, a avut loc o molimă și creștinii, catolici din Oberammergau au zis așa: dacă vom scăpa de această molimă, noi ne angajăm, așa ca să preamărim patimile Domnului, să jucăm în fiecare 10 ani un teatru religios cu Evangheliile și mai ales cu patimile Domnului. Și așa se face, iată, sunt de acum 500 de ani, de când în acel sat există o scenă foarte interesantă. Oameni din sat devin actori și tot ce trebuie pentru acest teatru. Dar interesant este ceva din acest teatru, din textul care se repete la 10 ani. La un moment dat, în textul acesta, Sfânta Fecioară Maria
când se întâlnește cu Iisus Hristos pe calea crucii, spune așa: Fiule, cât aș vrea eu să merg în locul tău, ca să pot, pot fi sigură că lumea aceasta va fi mântuită. Aș vrea să te scap de toate suferințele. Este o propoziție care îi uimește pe mulți, pentru că o descoperim cu adevărat pe Maria, cea care este copărtașă cu Iisus Hristos la suferințe. Dar noi suntem în seara aceasta la stațiunea a patra. Eu aș numi o stațiune care se continuă zi de zi de 2000 de ani, neîncetat. De ce? Pentru că Maria, așa cum era pe calea crucii, tăcută, retrasă, în suferință, continuă să asiste omenirea. Maria rămâne, așa cum era atunci, alături de Iisus, de fiul ei, la câteva minute după aceea ne-a fost dată nouă ca mamă și de atunci ea rămâne lângă noi, chiar dacă o să spuneți că ea nu-și face simțită prezența, ea rămâne lângă noi pentru a ne încuraja pe drumul suferințelor noastre. În toate arătările sale, Sfânta Fecioară Maria lăcrimează sau tace sau schițează un gest, o privire, pentru a încuraja lumea. Numai în secolul al XX-lea se spune că Sfânta Fecioară Maria a lăcrimat de peste 100 de ori, în peste 100 de locuri. Să revenim la stațiunea noastră. Suntem imediat după cădere, așa amplasează tradiția această întâlnire cu Maria, dar de fapt eu aș vrea să spun că nu cred că a fost o singură întâlnire cu Maria, pentru că ea era tot timpul acolo, lângă El, chiar dacă retrasă, chiar dacă îl lăsa pe Iisus Hristos să-și împlinească misiunea sa. Eu sunt convins că privirile lor s-au întâlnit de mai multe ori. Noi am spus așa, simbolic, odată, dar nu e numai odată. Apoi, acolo, să nu credeți că stăteau așa și se uitau unul la altul, pentru că era o imensitate de lume. Și să vă spun că stațiunea a patra este exact la o încrucișare de drumuri. De fapt, unul vine de aici, unul pleacă așa și altul urcă la deal. Este un fel de ies, mai bine zis. Și toată lumea în zi de sărbătoare și vine după amiază, venea la templu Puhoi. Treceau pe acolo oameni nenumărați. Deci întâlnirea lor și ca și celelalte au fost niște furturi de priviri, niște priviri rapide, dacă vreți, și totuși atât de profunde. Maria suferă enorm. E pe calea crucii. Nu știu dacă ne-am putea imagina pe Maria nesuferind aici. Nu știu ce mamă ar putea fi aceea care își vede un băiat la 33 de ani suferind, plin de răni, căzut la pământ, batjocorât, tras, împins, cu crucea în spate. Totul este ca în filmele de groază, dacă vreți, cele mai de groază. Tocmai de aceea Maria n-avea niciun sprijin. Iosif nu mai trăia, din câte știm, conform tradiției. Nu avea pe nimeni. O să spuneți, da, dar l-a primit pe Ioan ca sprijin. După aceea, de pe cruce avea, dar până atunci n-avea nicio speranță, n-avea niciun sprijin pur și simplu și firesc. Apoi, îl vede pe Iisus tot singur, sub cruce singur. Abia după aceea îl va veni Simon din Cirene să ajute puțin, să sprijine puțin suferința Domnului. Și ochii se întâlnesc. Evanghelistul este foarte clar. Nu-i spune că i-a pus mâna pe umăr, nu-i spune că l-a atins, nu-i spune altceva. Privirile se întâlnesc. Este esențială privirea. Un om l-a banalizat dacă i-am văzut ochii. Un om ne-a bucurat dacă ochii lui au zâmbit. Nu știu dacă gura e importantă. Nu. Ochii sunt aceia care dau frumusețe omului. Câteodată așa vedem și noi în poze, poate dumneavoastră ați văzut și în realitate mulți copii africani. Sunt negri, așa cum sunt ei, nu?
fizionomia nu i-ar recomanda ca niște copii foarte frumoși, dar când vezi ochii lor, sunt splendizi. Adică ochii fac totul. Iată și aici, comuniunea este la nivel de ochi, de privire. Maria și Iisus se privesc și înțeleg totul. Și dumneavoastră, n-ați avut dialoguri cu ochii? Ba da, sigur, foarte multe. Mai ales între copii și părinți, dialogul privirilor este splendid. Nici nu trebuie cuvinte, nu trebuie absolut nimic. Tocmai de aceea aici vedem, s-au înțeles perfect din priviri. Iisus parcă spune, e greu. Și Maria parcă spune, curaj. Privirile lor se întâlnesc. Da, o să vă mirați și poate ne-am mirat cu toți. De ce Maria tace? Maria tace din două motive. Pentru că vrea să vadă planul lui Dumnezeu împlinit. Ea nu se opune niciodată planului lui Dumnezeu. Absolut niciodată. Când trebuie vorbește, la Cana Galileea vorbiți. Dar în cazul nostru, și poate dumneavoastră, ați simțit câteodată, Maria nu vorbește. Te lasă să acționezi. Așa și aici, îl lasă pe Iisus să acționeze. Să facă ceea ce vrea Dumnezeu de la El și cu El. Pentru că, de fapt, era în joc viața lui Iisus. Dar Maria, cred că spune, Dumnezeu să facă ceea ce crede că e mai bine cu viața Lui și cu Fiul meu. Am avut o întâlnire, cred că nu în biserică, cu o tânără recent, care mi-a spus că, dintr-o întâmplare, a părăsit Biserica Catolică. Și întrebarea mea a fost, sigur, pe lângă altele, una care mi-e la suflet totdeauna. Nu ți-a fost așa dureros să mergi într-o biserică în care nu o ai pe Maica Domnului? Mie asta mi se pare cea mai mare lipsă. La care ea, sigur, s-a gândit puțin și a zis, nu știu dacă mama mea mi-a vorbit prea mult despre Maica Domnului înainte. Da, cred că aici este o problemă. Cine nu simte cu Maica Domnului, nu va simți nici cu biserica, nici cu credința, va fi o problemă. De aceea cred că pe calea crucii Maria este prezentă, pentru ca să fie și pe calea crucii noastre permanent. Există tot pe calea crucii femei care țipă, care vociferează, care plâng. Maria nu face toate acestea. Dar eu cred că există, și vreau să subliniez într-un mod deosebit, o legătură, să nu se supere fetele din biserică, există o legătură foarte strânsă între mamă și fiu. Mamele care au băieți, poate să îmi confirme, bănuiesc. Nu știu de ce, fetele cred că n-au nevoie, ele sunt înzestrate din natură, cu o sensibilitate. Ele nu mai au nevoie să fie umplute de sensibilitatea mamei. Și nu cred că există acest să-i spunem, da, această legătură de suflet între mamă și fiu. Ca și cum este aceea între mamă și fiu. Există, dacă vreți, preoți care, cred că majoritatea, din câte știu eu cel puțin, vor face următoarea afirmație. Cred că eu sunt preot datorită mamei mele. Nu insistențelor ei, cu siguranță, nu asta vă gândiți, dar faptul că ai insuflat în noi ceva special, ceva care aparține de sacru, ceva care aparține de Dumnezeu, ceva care ne-a îndreptat spre sentimental religios, hai să-i spunem într-un cuvânt. Tocmai de aceea, iată și la Maria și Iisus, vedem, cred că, această legătură extraordinar de frumoasă. Și am aici mărturia unui părinte foarte interesantă, care mi-a plăcut. Părintele Francesco Olgiati, care a murit în anul 1962, era seminarist îmbolnăvit de tifos. Mama sa, foarte îndurerată de situația fiului ei, a făcut următorul vot. Dacă Dumnezeu mă va ajuta să-mi văd fiul preot la altar, promit să nu mă plâng niciodată de vreo durere, oricât de mare ar fi ea. Firavul și bolnavul seminarist a ajuns preot. Ba mai mult, împreună cu călugărul franciscan Agostino Gemelli și cu profesorul Vico Necchi,
au fondat Universitatea Catolică Sacro Cuore din Milano. Francesco Olgiati a predat în această universitate până la vârsta de 70 de ani, bucurându-se de mari succese apostolice. La 3 luni după ce Francesc a celebrat prima Sfântă Liturghie, mama sa a fost lovită de o tumoare la gât. În mijlocul unor dureri groaznice, ea nu s-a plâns niciodată, ci a murit cu zâmbetul pe buze. Mamă și fiu, mamă și băiatul ei. Iubiți credincioși, aș vrea să spun și să închei în seara aceasta cu acest gând. Dacă noi, care suntem foarte des pe o cale a crucii, crucea vieții, crucea necazurilor, crucea neîmplinirilor, crucea eșecului câteodată, crucea bolii poate, aș vrea să o vedeți peste brațul crucii, așa ca o privire, să o vedeți pe totdeauna pe Maria. Eu cred că Iisus Hristos a avut puterea de a ajunge pe Calvar datorită Mariei. Noi, ca biserică, putem străbate prin lumea aceasta cu Maria. Fără Maria, noi nu putem gândi viața de creștin, noi nu putem gândi viața noastră de rugăciune, noi nu putem gândi trecerea prin calea crucii acestei vieți. De aceea, Maria de pe calea crucii să fie și Maria de pe calea vieții noastre. Lăudați să fie Iisus Hristos! Fraților preiubiți, acum în timpul postului mare, ascultând chemarea Mântuitorului și urmând îndemnul Sfintei Biserici, să cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a continua cu sârguință lucrarea de reînnoire a vieții noastre. Doamne Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul inimilor noastre, ajută pe toți credincioșii Tăi să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la Tine din toată inima. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează inimile noastre ca să vedem și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește în sufletele noastre spiritul de pocăință și de rugăciune. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește-le tuturor creștinilor harul de a asculta și a împlini cu credință cuvântul Tău mântuitor.